Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii România Votează. În spatele emisiunii de astăzi este alocat Partidului România Unită, reprezentat la emisiunea de astăzi de domnul politolog Sorin Dumitru Cazan, președinte al organizației PRU Neamț. Bună ziua, bine ați revenit la Roman 24. Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Vin astăzi în calitate de nu numai de președinte al filialei județene și de candidat la Camera Deputaților din partea Partidului România Unită, pe locul 1 pe lista partidului. Sincer să fiu, ați prezentat o echipă foarte bun la aceste alegeri, toți cei care mi-au trecut pragul emisiunii, cel puțin la ultima mea întâlnire cu acea tânără, chiar m-a impresionat și nivelul, deși este o fată la 24 de ani, un nivel de cunoaștere a politicii și de pătrundere a problemelor care chiar m-au impresionat. Doamna Ordeanu, sper să fie impresionat și cei care votează. Da, dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Să știți că în alegerea persoanelor pentru a ne reprezenta în Parlamentul României și a compune lista celor care formează lista de candidați la Camera Deputaților și la Senat, am fost foarte atenți și am avut de unde alege. Tocmai de asta am ales și am căutat să alegem foarte mulți tineri. V-am spus că suntem un partid care vrem să promovăm tinerii. Și tocmai din cauza asta, ați văzut, ieri ați avut întâlnire cu o domnișoară, Georgiana Vornicu, în vârstă de 24 de ani, de profesie sociolog și specialist în relații publice. Și consilier parlamentar. Și consilier parlamentar în același timp. Deci o persoană care este pe un loc în față, să spunem pe locul 3. Mi se pare totuși locul 3. E pe locul 3, că pe locul 2 este doamna... Este doamna Andronic Sarmiza, care este profesor lector la Institutul Diplomatic din București, consultant politic, o persoană foarte importantă a partidului, directorul de comunicare al Partidului România Unită la nivel național, persoană care a făcut parte și a lucrat pentru guvernul Leancă, guvernul din Republica Moldova. O doamnă care, aș putea spune, un profesor de politicieni, care a pregătit timp de 10 ani de zile politicieni pentru Parlamentul României. Și deci acum vrea pe locul să pregătească 2. Și legi. Deci e pe locul 2. Iar acum vrea să pregătească legi direct dumneaei, pentru că s-a săturat să tot învețe pe unul și pe altul și când ajungă în Parlament să uite ceea ce trebuie să facă. Tocmai din cauza asta s-a hotărât și doamna Andronic Sarmiza să candideze la acest post. V-am spus, e profesor lector la Institutul Diplomatic din București, nu oricine lucrează la această instituție. Să pregătești diplomați nu este așa ușor. Aș vrea să aducem în discuție lovitura de imagine pe care a făcut-o Sebastian Ghiță și el candidat la Senat sau la Camera. Domnul Sebastian Ghiță este candidat la Camera Deputaților în județul Prahova, pe locul 2 în județul Prahova. Deci vedeți, pe locul 1 cine e? Pe locul 1 la Prahova îl avem pe domnul rector al Universității de Petrol și Gaze din Ploiești. A fost o lovitură de imagine care a adus nu numai rating televiziunii respective, centrale respective, dar mai ales prin dezvăluirea făcută, a ajuns la sufletul românilor. A venit cu un document exploziv referitor la legăturile prezidențiale și intervențiile directe pe o lege votată în Parlamentul României, vorbim de Codul Silvic, Codul Silvic, care, din păcate, nici la ora actuală nu are norme de aplicare. Veți avea multe lucruri dacă veți ajunge. De fapt, normele de aplicare a unei legi se fac de regulă în minister. Asta e un lucru foarte prost. În momentul în care se votează o lege, nu vin imediat normele de aplicare. Atâta timp cât nu ai norme de aplicare... E trecută de Parlament de la începutul anului. E trecută și acum nu
pot aplica și nu pot stopa. Erau multe chestii acolo și cu radarul pădurilor și erau multe chestii. Păi nu, dar nu se aplică normele de aplicare pentru a nu putea intra în vigoare și a nu se putea, pentru a putea fi foarte ușor contestată. Băi, uitați-vă, asta spunea, nu s-a pomenit în istoria istoriilor ca președintele țării poate trimite o dată în Parlament legea, dar iar să conteste și să trimite la Curtea Constituțională o lege trecută de Parlamentul României cam... Doamna Urdeanu, când sunt interese și mari, inclusiv președintele statului, chiar nu-l interesează dacă e interesul eu știu, echipei dumnealui sau grupului din care face parte, pentru că haideți să recunoaștem, fiecare politician când ajunge într-o anumită funcție face parte dintr-un grup, este susținut de un grup. Ei, în momentul în care el ajunge ministru sau prim-ministru sau președinte, în momentul ăla el trebuie să facă interesul grupului. Problema este în felul următor: dacă interesul grupului este antinațional, e o problemă. Dacă interesul grupului nu afectează interesul național, nu e o mare problemă. Dar ceea ce s-a întâmplat acum afectează interesul național, afectează fauna de la noi din România. Ați făcut foarte mult teren, v-ați întâlnit cu mii de oameni în timp de o lună și înainte de asta. Zeci de mii de oameni m-am întâlnit. Spuneți-mi, este posibil, mai ales în localitățile în care cade pădurea pe om, să nu se mai poată apropia să-și ia o căruță de lemne? Asta e. Eu vă spun că în zona de munte oamenii, eu îi consider oameni gospodari, oamenii de munte sunt altfel de oameni, oamenii așezați. Au ajuns și ei să fie nemulțumiți. Au ajuns și ei să fie sătui și saturați de clasa politică din România. Ei erau oameni simpli, oameni mult mai buni decât noi ăștia de la șes. Dar vă spun, am fost în zona Borca, am fost în zona Grințieș, am fost la Târgu Neamț, că am fost chiar la ieri, luni, am fost la Târgu Neamț. Oameni în vârstă peste 70 de ani care erau în târg să-și vândă pieile de animale, de miel cu au ajuns căciuri. Acum astea se... Și au spus, domne, s-a distrus totul, nu avem unde, nu mai există o societate unde să preia aceste piei și să facă căciuri, să facă blănuri, să... În fine, oamenii foarte nemulțumiți și pe bună dreptate. Deci noi avem lucruri naturale, lucruri de calitate. Nu facem nimic pentru a promova și a ajuta acești oameni să poată să-și pună în valoare munca lor. De tineret nu mai spun. Tineretul e scârbit, nici nu vrea să audă de politicieni, de politică, de partide. Nu vă spun, când mergeam să-i dau câte un pliant, mă întreba de la ce partid ești. Dacă îi spuneam dacă ești la partidul, nu-i dau numele, vechi, eu le spun partide vechi, învechite, nu am nevoie. Nu, domne, sunt de la Partidul România Unită. Parcă am auzit de el. Alții spunea, n-am auzit, dar totuși dați-mi să văd ce vreți dumneavoastră. Înainte de a intra pe discuția cu proiectele dumneavoastră, aș vrea să vă mai pun o întrebare destul de delicată să o pui unui om politic, dar iată, vă spui, de ce este obligatoriu ca în aceste partide politice membrii lor, odată ajunși, să zicem, într-un consiliu județean, într-un consiliu local, să voteze cum îi dictează partidul la ordine de partid. Mi se pare inadmisibil. Și știți la ce fac referire. Știu și vă spun și de ce. Pentru că acele persoane care au ajuns pe acele liste de consilier local sau consilier județean au ajuns cu sprijinul liderului local sau județean. În primul rând cu liderul județean, cu sprijinul liderului județean. Dacă liderul județean are un interes, atunci consilierii locali sau consilierii județeni nu sunt altceva decât masă de manevră. De ce? Pentru că ei n-au venit pe picioarele lor. Mie mi s-a reproșat că am plecat de la un partid la altul și am vrut permanent să fiu șef. Da!
decât să merg într-un partid mare și să fiu slugă, mai bine merg într-un partid mare, într-un partid mic și să nu am nevoie de slugi. La mine în partid, eu nu am membri slugi, membrii mei de partid, colegi, dumneavoastră, colegi. Colegii mei de partid, dumneavoastră știți foarte bine, când eram consilier local și președinte al partidului conservator la Roman, umanist, aveam 3 consilieri locali. Ați observat că cei 3 consilieri locali fiecare votau cum vroia un consiliu local? Ai cum le dicta conștiința. Corect. Cum corect. Să te duci. Eu niciodată n-am impus colegilor mei de partid să voteze la unison cum dictez eu. Dar cum să te duci tu, Romașcan, care știi că ai mamă, că ai tată, că ai frați, surori, copii care ți se pot îmbolnăvi oricând și să votezi, să nu te duci să bați cu pumnul în masa liderului de partid și să-i spui, domnule, sunt de la Roman, m-au trimis cetățenii acolo să fac ceva și pentru ei. Cetățenii de la Roma nu sunt cetățeni de categoria a doua. Doamna Ordeanu, nu, din punctul meu de vedere, eu nu pot să consider decât un singur lucru. Eu cred că există o înțelegere între PSD și PNL la nivel județean și tocmai din cauza asta, acest proiect de hotărâre care spuneți dumneavoastră la nivel de Consiliu Județean a trecut și la nivel de Consiliu Local vedeți că totul trece pe bandă rulandă la dispoziția primarului. Deci nu mai există PNL și PSD. Există USL și sunt aceiași, își împart nevoile și problemele împreună și ca atare, când e vorba de un vot, eu am rămas surprins când am văzut că, virgulă, Consiliul Județean a alocat suma de 10 miliarde, cineva mi-a zis că 15 miliarde. Nu, 9 miliarde jumătate. Nu, cineva mi-a zis... Am aici o tărâre. Da, cineva mi-a zis 15 miliarde, nu știu. În fine, 10 miliarde pentru construcția unor căsuțe din lemn. Nu, nu, sunteți în eroare. Construcția acelor căsuțe, 38 de căsuțe din lemn, așa? Numai montajul lor, 5,5 miliarde de lei, montajul, ceva mai mult decât... Montajul și fabricarea lor, că lemn, am înțeles că e de la Rom Silva. Silva, păi, da. Eu asta vă zic, lemnul a fost de la Rom Silva, da. Deci lemnul a fost valoare zero, da? Da. Construcția și montarea lor, spuneți că a costat cât? 5,5 miliarde. 5 miliarde jumate. Da. Da. Iar aparatul de radiologie, rata a doua la aparatul de radiologie, care s-a dat în folosință deja la spital, pentru că altfel îl ridicau. Bun, dar haideți să nu, hai să nu punem în oglindă cu aparatul de radiologie, pentru că pentru aparatul de radiologie sunt fonduri destinate sănătății, Comisiei de Sănătate, iar pentru acțiunea cu bradul de Crăciun sunt fonduri alocate pentru alte activități diverse, distractive. Eu vă spun altceva. Suma asta care s-a alocat de la Consiliul Județean... Pentru intrare direct, atenție aici. Corect. Suma care s-a acordat de la Consiliul Județean a fost pentru deschiderea zilei de Crăciun sau zilele Crăciunului doar la Piatra Neamț. Dar județul Neamț nu este format numai din Piatra Neamț. Această activitate trebuia desfășurată de primăria municipiului Piatra Neamț. Ei, aici știți că acolo povești vechi cu insolvența primăriei. Dar nu mă interesează pe mine poveștile. Pe mine mă interesează realitatea. Consiliul Județean strânge bani din tot județul și îi împarte în tot județul, da? Primește bani de la guvern și îi împarte în tot județul. Nu poți să faci o activitate la Piatra Neamț UAU de 10 miliarde și să nu dai, și să nu dai la Roman, și să nu dai la Roman 2 miliarde, să nu dai la Târgu Neamț 1 miliard, să nu dai la Bicaz 1 miliard, să nu dai la comuna Valea Ursului 100 de milioane și așa mai departe, nu? Dom'le, de împărțit au împărțit, din punctul meu de vedere, vară s-au împărțit bani cu nemiluita. Eu nu mă refer la asta. Câmpenești la zilele auziți, comunelor. Dar eu nu mă refer la asta vară la sărbările Câmpenești. Eu mă refer strict la activitatea pomului, da, de iarnă. Aici, nu, deci eu v-am spus, această acțiune trebuia desfășurată cu fonduri de la bugetul Consiliului Local Piatra Neamț, nu de la Consiliul Județean. Da, o să vedem ce o să zică justiția. Haideți să trecem la proiectele dumneavoastră. Știu că organizația de la Neamț s-a implicat deja în creionarea, da, am creionat, proiecte. Am creionat împreună cu colegii candidați din
colegii candidați pentru Camera Deputaților, împreună cu domnul doctorand în fizică, domnul Constantin Grecea, care vreau să spun că și-a adus foarte mult aport în aceste proiecte. E vorba de legea noilor investiții direct productive, creatoare de locuri de muncă sau de dezvoltarea unor investiții deja existente. Și avem nota de fundamentare pentru crearea a 4 milioane de locuri de muncă în următoarea decadă și pentru a mări productivitatea locurilor de muncă deja existente. Care e mecanismul prin care Avem aici, la acest articol, la acest proiect de lege, avem 7 articole. 1. Orice nouă investiție direct productivă, pentru că eu vă spun, când spun că vom crea 4 milioane de locuri de muncă în România, pare utopic, fabulos, necredibil, exact cum am spus că vom oferi salarii de 2000 de lei. Sunt foarte mulți care au zis, domne, ne mințiți și e gogoașă electorală. Păi eu îi întreb pe acei oameni, stimați cetățeni, ce vreți, să rămâneți cu 1250 de lei? Nu! Haideți să fim un pic optimiști. Dacă un partid vă promite 2000 de lei salar pe lună sau pensie minimă garantată de 900 de lei pe lună, haideți un pic, vă spun eu că există finanțare fără nicio problemă și ar trebui să stăm 2 ore în emisiune ca să vă spun de unde există finanțare. Haideți să mergem un pic și pe încredere, pentru că noi nu v-am mințit niciodată. Noi nu am fost la putere, nu v-am mințit niciodată. Dacă noi venim acum la putere, la guvernare, și vă mințim, în 2020 suntem istorie. Cum ar fi trebuit ca cele două partide învechite, care au condus până acum România timp de 26 de ani, să rămână în istorie, să uite românii de ele și să voteze partide noi, gen Partidul România Unită. Și v-am spus, orice nouă investiție direct productivă creatoare de locuri de muncă sau de creșterea producției sau productivității pentru o firmă deja existentă la plata de la 1 ianuarie 2017 este scutită de impozit pe venit pe următorii 25 de ani începând cu 1 ianuarie 2017. Deci acțiunea este luată imediat, nu după un an sau după 2 ani de zile. În momentul în care o societate știe că este scutită de impozit timp de 25 de ani de zile, eu vă garantez că acea societate creează locuri de muncă. Pentru că în orice firmă care are 10 angajați, oricând poate mai angaja 2. Unde are 100 de angajați, poate mai angaja 20. Și așa mai departe. Condiția este ca firma să nu mai fie împovărată cu aceste impozite și taxe enorme. Pentru că din cauza asta agentul economic nu se dezvoltă. Pentru că s-a săturat să plătească taxe și impozite la stat și salarii mici la angajați, la oamenii care fac producția. Firmele existente vor plăti impozitul în acord cu valoarea medie pe ultimii 2 ani de zile. Salariații noi angajați vor plăti o cotă unică de impozitare de 16%. Din această cotă se va prelua contribuția CASE-ul. Investitorul nou nu plătește contribuție la CASE-ul pentru locurile de muncă noi create. Vedeți, noi în momentul de față și societatea și dumneavoastră plătiți CASE-ul. Nu, în momentul în care intrați în acest program, la CASE-ul, la sănătate, atunci societatea nu va mai plăti contribuția la sănătate, pentru că... Bun, și atunci... Păi dar societatea ce treabă are ea să plătească CASE-ul? Dar ce societatea merge vreodată acum la doctor? Ce se împarte între cel asigurat și între societate. Nu, trebuie să plătească numai asiguratul, să plătească CASE-ul, iar societatea nu plătește nimic, pentru că societatea nu are nicio treabă, nu merge niciodată să interneze în spital sau să aibă probleme de sănătate. Că e firmă, e societate comercială. Plătește doar persoana care beneficiază de acele servicii. În condițiile astea nu se mai realizează cuantumul respectiv. De unde fonduri pentru dezvoltarea sectorului? Doamnă, fonduri pentru dezvoltarea sectorului sunt și în momentul de față și vor fi și după ce aplicăm noi această lege, în condițiile în care banii vor fi cheltuiți judicios, corect. Păi
Păi, n-ați văzut că banii pe ordonanța 20 care s-a dat în vară de salarizare provin tocmai din buna gestionare a fondurilor din sănătate. Păi. Bine, ca să nu mai dai să-i cumperi iubitei... Păi vedeți. Păi dumneavoastră știți cât se cheltuie în instituțiile statului? Se cheltuie de 2-3 ori mai mult decât ar trebui să se cheltuie în anumite sectoare. Sunt zone din țară unde se toarnă kilometru de asfalt cu 20 de miliarde, nu spun în roman, că și în roman s-a turnat cu 20 de miliarde de kilometru, așa? Dar sunt zone unde se toarnă kilometru de asfalt cu 4 miliarde. Tot în România, tot pe teren drept. De ce? Altă firmă. Alt primar. Alt Consiliu Județean. Asta e ideea. Atâta timp cât banii nu vor fi cheltuiți corespunzător, niciodată nu vom avea bani. Statul niciodată nu va avea bani, nici de pensii, nici de... De ce s-a umblat la fondul de pensii să dea bani la ajutoare sociale sau în alte zone, să-i redicționeze în alte zone? Nu. Dom'le, fondul de pensii, omul a cotizat la fondul de pensii. Erau luni când erau speriați pensionarii că nu vor mai primi pensia. Că nu mai sunt bani la fondul de pensii. Bun, datoria, gaura de la fondul de pensii, dacă nu mă înșel eu, 20 de milioane de lei sau 20 de miliarde de lei, nu știu, o sumă... Nu știu exact, dar oricum... E o sumă colosală, da. Pentru a beneficia de prevederile actualei legi, venitul net al unui salariat nou trebuie să fie minim de 1000 de euro. M-ați auzit, da? Da. Deci, beneficiezi de această lege, dar salariul trebuie să fie de 1000 de euro, nu de 20 de milioane. Noi am spus 20 de milioane. Cam utopic. Da, noi am spus 20 de milioane, vedeți, ca partid. Ei, dincoace noi, cum am gândit-o, am zis, domne, oferi 1000 de euro salar și sunt firme destule multinaționale care își pot permite să plătească salariile astea. Știți drama cu firmele multinaționale. Așa? Ei duc totul. Auziți, dar noi suntem interesați să aducem românii noștri, să-i aducem acasă. Și să-i aducem acasă, nu să muncească pe 200-300 de euro, că nu vine nimeni din străinătate să muncească pe 200-300 de euro în România, atâta timp cât ei lucrează în străinătate, în state civilizate. Da, să știți că așa cum am salariu ajuns de mizerie și acolo undeva mai mult. Au 800 de euro total. Nu prea mai au, ci că mai au acum undeva să învârși în 500-600 de euro. Falimentul unei companii existente la data de 1-1-2017 se aprobă cu amânare de un an de la data depunerii cererii de faliment. Este interzisă înființarea unei companii noi din falimentul unei companii deja existente într-un termen mai scurt de 2 ani de la intrare în faliment. Știți foarte bine că... Era o procedură. E o procedură foarte... Suveică. Băieții deștept Suveica, în care ei falimentează o societate și imediat își fac altă societate și își dau drumul și primesc chiar fonduri guvernamentale pentru a se dezvolta. Eu n-am auzit nimic în acest domeniu să existe vreun program politic care să ne propună o verificare a ceea ce fac aceste multinaționale. Haideți să luăm, că n-am mai discutat de mult situația reală a Mittal Steel-ului de la Roman. Cât trimite el? Societatea de câte ori o găsești pe... Nu, întrebarea este cât plătește impozit. Nu, întrebarea este Mittal Steel cât plătește impozit pe an. Impozite plătesc, le plătesc pe cel de salarii. Nu vorbesc de impozitele pe salarii. Impozitele pe profit. Eu la asta mă refer, nu impozitul pe salar, că impozitul pe salar... Tocmai asta, că merg în pierdere și nu prea dau profit. Păi da, dacă merg în pierdere, întrebarea mea este, de ce mai funcționează? Păi de ce mai funcționează? Păi vedeți? Păi noi trebuie să scoatem la lumină. Dom'le, dacă ești o societate care merge în pierdere, înseamnă că ești nerentabilă. Și atunci trebuie să închizi porțile. Nu. La noi toate societățile multinaționale sunt pe pierderi, dar ele în continuare funcționează. Și funcționează și prosperă. Duc profitul acolo. Deci eu v-am spus ce fac multinaționale în România. Angajează forță de muncă și exportă bani. Angajatul pe un loc de muncă nu beneficiază de prevederile articolului 3 dacă figurează în baza de date a asiguraților existenți la 1-1-2017, v-am spus articolul 3. Pentru a beneficia de prevederile actualei legi, venitul net al unui salariat trebuie să fie de minim 1000 de euro.
Venitul de la bugetul de stat de la companiile mici rămâne la cota anului 2017. Asta ar fi pentru crearea de locuri de muncă. Legea Roșia Montană. Legea Roșia Montană... Iar deschideți o cutie a Pandorei. Păi da, o putem deschide, știți de ce, până în 2016, datorită domnului Radu, cum îi spunea, la Ministerul Transporturilor era, de la PD. Nu știu la cine vă referiți. Știți, Radu... Ministrul Transporturilor de pe vremea Radu Berceanu a dat această Roșia Montană, a fost concesionată unei corporații străine până în 2016. În 2016 a expirat termenul acestui contract și din 2016 statul român a intrat în posesia acestei mine de aur, ca să spun așa, de la Roșia Montană. Ei, pentru că statul are în posesie acest zăcământ, ar trebui exploatat, bineînțeles, nu singur, că spunem că nu avem aparatura și utilajele necesare. Și noi am făcut și o analiză aici. Pentru a asigura un venit pentru fondul de pensii, și ne-am gândit în primul rând la fondul de pensii, pe următorii 50 de ani se creează un fond administrat de stat din profitul circa a 80 de miliarde de euro, profit obținut din extracția de aur, 20 de miliarde de la Roșia Montană, exploatarea Roșia Montană, precum și alte metale prețioase, 60 de miliarde. Fondul este administrat de BNR și de Banca Națională și poate în cotă de 50% să fie investit în afaceri cu risc minim. Extracția de aur și alte, articolul 1, extracția de aur și alte metale prețioase la Roșia Montană se face prin parteneriat public-privat cu o cotă privată de cel mult 10%. Mai aveți 3 minute. Punctul 2. Tehnologia de extracție este una fără ceanuri. Capitalul statului român provine din împrumut de stat. Articolul 4. Profitul obținut de statul român va alimenta Fondul Național de Garantare a Pensiilor și Asigurare Socială pe o durată de 50 de ani. Statul român poate investi 50% din acest fond de investiții în companie cu... În companii cu capital de stat și privat, companii care este dominat capitalul privat cu peste 50%. Aceste companii trebuie să desfășoare activitate de minim 50% din cifra de afaceri pe teritoriul național în regiunile defavorizate cu muncitori români. Vedeți, nu oriunde. Dom'le, investesc, dar trebuie să-ți desfășoare activitatea ca să creezi locuri de muncă în zone defavorizate. Avizul pentru investiții se eliberează de către ASF, investițiile trebuie să fie cu risc minim și timp de amortizare de maxim 5 ani. Fondul de garantare a pensiilor și asigurări sociale este administrat de BNR. Eu voi pune aceste proiecte pe pagina mea de Facebook, ca oamenii să le studieze mult mai bine, că aici le-am spus foarte repede. Nu am atins un punct foarte important. Partidul România Unită are un proiect de lege la Senat pentru creșterea alocației pentru copii la 450 de lei și susținem înființarea de grădinițe noi cu program prelungit acolo unde este nevoie. Pentru susținerea natalității. Pentru susținerea natalității. Final. Eu vreau să vă mai spun un lucru. Noi să faceți aceste proiecte, le depuneți. Din păcate știți câte proiecte de lege zac, sute de proiecte de lege zac în sertarele Parlamentului României. Știți care e problema? Știți câți parlamentari merg la București și dorm în bancă? Și nu fac niciun proiect și nu fac niciun amandament. Absenteismul e inflare. Păi vedeți, noi o să facem proiecte. O să vedem dacă zac, pentru că eu cred că romașcanii mă cunosc și nemțenii mă cunosc, sunt un om foarte vocal. Și tenace. Și tenace. Și de obicei, da, când vreau să îmi pun în evidență un proiect, am grijă să fac tot posibilul să-l scot în evidență și să-l expun. Mesajul final, unde vă găsesc? Pentru a vota Partidul România Unită, ne găsiți pe poziția 10 pe buletinul de vot, dar ăsta este un mesaj din punctul meu de vedere pentru cei care ne urmăresc pe satul dumneavoastră, cei care urmăresc, de fapt, site-ul dumneavoastră, sunt oameni
foarte bine pregătiți, știu unde îl găsesc, unde găsesc Partidul România Unită. Nu cred că trebuie să spun că suntem pe poziția 10 pe buletinul de vot. La trebuie Neamț. Să spun doar că la deci Neamț... în diaspora, că foarte mulți avem din cei care ne urmăresc. În diaspora avem candidați în Spania, îl avem pe Dumitru Fărcașa, candidat în diaspora la Camera Deputaților. Eu ce să spun, cred că în diaspora vom obține un rezultat foarte bun, pentru că suntem foarte bine organizați, cel puțin pe Italia, pe Spania. Avem cum organizații să foarte puternice. Că îi avem în toată lumea români în diaspora. Cum trebuie să dragi poate? Români, votați Partidul România Unită, votați Vlad Țepeș. Mulțumesc frumos, domnului Cazan, pentru prezența în emisiune și vă urăm succes. Vă mulțumesc și multe sănătate vă urăm. Și la mulți ani tuturor celor care cheamă Nicolae.